Bun, să ne spuneți cum a început totul, cum de a ajuns în primul rând tatăl dumneavoastră în spital, ce s-a întâmplat? Deci a ajuns pe 19 noiembrie și de la început încă au avut probleme cu asistentele, i-au reproșat că de ce n-a venit cu pijama, noi sunând la 112, bineînțeles că nu te-ai pregătit cu pijamale, apoi au continuat, au fost mai multe probleme până la deces. La deces ne-au chemat în interiorul spitalului la ora 10 și jumătate, în jur de ora 10 și jumătate. Am semnat actele în interiorul spitalului, am stat cred că o jumătate de oră acolo, deci când a trăit taică-mă, n-am avut voie să intru în spital, după ce a murit a trebuit să intru să semnez acolo. Chiar m-au invitat în interiorul spitalului. N-am schimbat încălțăminte, n-am schimbat nimic, absolut nimic, am intrat, m-am plimbat cum am vrut eu pe acolo, am semnat chiar în sala de mese a spitalului și apoi am putut să ducem cu firma de pompe funebre acasă. Ce scrie în acte? În acte nu era niciun COVID, deci în acte nu exista COVID, nimic. După 2-3 ore am primit un mesaj de pe telefonul mobil, de la DSP, ci că ar fi avut COVID. Am sunat la medicul de familie, care nu mi-a răspuns, am sunat la spital și la spital mi-a zis că trebuie să-l înmormântăm exact în noaptea asta. Cum să-l înmormântez exact atunci? Nu e făcută groapă, nu e vorbit cu preotul, nimic. Nu pot să-l înmormântez doar așa. Mai departe l-au luat ei, au sunat la firma de pompe funebre, l-au luat, nu știm unde au fost dus, nu mi-a răspuns nimeni la întrebare, absolut nimic, habar n-am, nici nu știm dacă e tot el acolo. L-au mormântat, nu mi-au zis DSP-ul nimic, deci el a murit de COVID, ei l-au trecut de COVID a doua oară, dar DSP-ul nu m-au ținut 14 zile în izolare, n-au venit nici la mormântare să întrebe pe nimeni nimic, nu știu, deci a fost COVID. Atunci de ce n-am stat 14 zile în izolare? Eu l-am atins de nu știu câte ore, am stat 2 ore numai lângă el. N-am luat niciun COVID sau măcar trebuia să fiu izolat, deci m-am dus după aceea la servici. Cum există? Cum? Dumneavoastră unde era atunci când au venit să-l ia, să-l mormânteze? L-avea deci, acasă sau apucat să-l fuge la casa rece? Deci noi l-am dus la capelă și de acolo, după ce a stat 2-3 ore, de acolo l-a dus pompa funebre, dar nu știm unde l-au dus. Acolo era descoperit, am și fotografii și dovezi că era descoperit și apoi când l-au adus înapoi era sicriul acoperit. Ce să mai înțelegem noi? Nimeni nu vrea să ne dea niciun răspuns. Deci până și colegiul medicilor au înregistrat plângerea doar când am cerut numărul de dosar, ca, cum s-a înregistrat, pentru a da la presă. Când au auzit de presă, după 27 de zile, în sfârșit au dat număr de înregistrare, atât la Sibiu, cât și la Brașov. Pe actele de deces, am înțeles că sunt același număr, același... Același număr, doar a scos hipertensiunea și a introdus COVID-ul. Asta e diferența. Au introdus COVID-ul, se pare că cineva ia niște bani și interesul îi nu contează familia prin ce trece, restul nu contează. Cum vi se pare așa cu situația asta? Păi stați să vă arăt și dacă vă uitați un pic și pe tratamentul ce l-a făcut doamna doctor Lubeniță, câteva zile în care la tratament nu apare absolut nimic, rubrica este goală. Apoi mai apare ceva, între 23 și 27 decembrie, la tratament e scris același tratament, indiferent că a dat rezultate sau nu, tratamentul a mers înainte, pentru că doamna doctor Lubeniță s-a dus de Crăciun acasă și trebuia să-și petreacă Crăciunul, nimeni nu are voie să schimbe tratamentul, chiar dacă tratamentul nu a dat niciun rezultat, că se vede că nu a dat rezultat. Când a venit înapoi din sărbători, tratamentul s-a schimbat, dar a mers înainte. Ori un tratament după 2-3 zile, deci după 2 zile, cum e prevăzut? Deci se schimbă, în caz că nu dă rezultat, tratamentul se schimbă. Cum să lași un tratament? Eu nu știu de ce n-a lăsat 13 zile, 14 zile până a murit, că tot una era, nu? Odată ce dai tratamentul nelimitat, deci cu cine am vorbit au zis că așa ceva nu au auzit, dar nimeni nu vrea să facă nimic sau să zică nimic pentru că li frică de colegiul medicilor. Ați văzut că un număr de dosar nu dau numai când află presa, altfel... Cât a fost el internat în spital? V-a zis cineva că s-ar fi infectat cu COVID? Nu, nimic. Păi după două zile, a stat două zile la, într-o cameră separată cu, nu știu, 3 sau 4 persoane și atunci, până două zile, până când i-a apărut testul. Testul e negativ. Deci clar, n-a făcut niciun tratament pentru COVID, nimic.
Practic, dumneavoastră a văzut doar foaia pe care scrie că ar fi fost infectat cu COVID și a murit de COVID. Da, sigur. Care, deci, după câte am înțeles eu, cu o oră sau două i-au făcut testul, i-ar fi făcut, cine știe cine i-a făcut, era deja în comă. Deci, tu faci testul cu când e deja în comă, cu o oră înainte? Deci, ce să mai zic altceva? Plus că noi nu știm, noi nu știm. Acum, în scrisoarea medicală, nu se explică absolut nimic ce ne interesează. Eu nu știu dacă s-a efectuat puncția pleurală. Mi-au zis la telefon că au scos 700 de mililitri, deci eu n-am așa ceva în scrisoarea medicală. Am cerut, de 40 de zile am cerut scrisoarea medicală. Tot de pe o zi pe alta. Acum am înțeles că dacă a venit presa, se urgentează treaba. Așa am înțeles. Acum vom vedea. Ce vârstă avea tatăl dumneavoastră? 74 de ani. Și numele dânsului? Mocan Emil. Dumneavoastră? Mocan Claudiu Emil. Mulțumesc frumos. Plăcere. Un pacient cu multiple comorbidități, printre care cea mai severă, un Parkinson, formă severă, forma achinetică, care l-a și imobilizat la pat. Multiple intervenții chirurgicale, dintre care cea mai invalidantă a fost un volvulus cu peritonită acută, motiv pentru care bolnavul a fost operat recent. A plecat de la chirurgie, a 2-3 zile a stat la domiciliu, după care a fost adus pentru febră, frison, stare generală alterată, adinamie, astenie fizică, stare de obnubilare. În cursul internării a beneficiat de investigații clinice, paraclinice, imagistice, inclusiv computer tomograf, iar terapia administrată s-a bazat pe aceste investigații clinice, paraclinice, imagistice, pe consulturile interdisciplinare, în primul rând cele chirurgicale, consultul chirurgical, neurologic și consultul boli infecțioase în vederea ghidării antibioterapiei. Da, doctor, fiul dânsului spune că în multe zile din când a fost internat, în foile medicale nu scrie tratamentul. De ce? De ce nu scrie? Sau de ce s-a întâmplat? Haideți să lămurim problema. De asta vreau să vă întrebe dumneavoastră. Că... Și dacă îmi permiteți... Vă rog. Foaia ar trebui afară. În fine, dacă îmi permiteți, o să vă explic foarte clar. Acest bolnav a fost foarte bine monitorizat. În primul rând, am lucrat ca medic curant și în al doilea rând, ca și persoană implicată mai mult afectiv, acest pacient locuind cu mine 25 de ani pe scară. Deci pot să vă garantez că a beneficiat de toată atenția noastră și nu atenție vocală sau îngrijire, dar și din punct de vedere a medicației. Medicația se scrie la două zile, adică luni, marți, miercuri, joi, iar vinerea se scrie pe trei zile. A fost exact perioada aceea de sărbători în care farmacia avea un program special. De exemplu, medicația era scrisă 19-20, linioară, 21-23, cu linioară, aia înseamnă că în medicație era cuprinsă și data de 22. Altă problemă, de exemplu, a fost 23-27, dictat de programul farmaciei. Pe partea de tratament se scrie tratamentul, deci, în care se poate vedea foarte clar, pentru că eu am fotografiat toate paginile, cu medicația scrisă, era acolo 23-24-25-26-27 pe 5 zile. Deci, fiu gentamicină, fiule 10 sau ce fort. Mă înțelegeți? Evoluția se scrie pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă, fiind un bolnav cu stare generală gravă, l-am monitorizat la 2-3 ore sau ori de câte ori a fost necesar. Și cu consemnare în foaia de observație. Vă dați seama că în 2-3 zile nu poți să-l treci pe evoluție, să monitorizezi. Și atunci am atașat pentru evoluție foi suplimentare. Pe acele foi nu mai apare medicația la tratament. Domnul Mocan, foarte bine intenționat, le-a postat pe cele cu evoluție.
Nu pe tratament. Eu acum vă pot face dovada, dacă îmi permite. Un pic ciudată, să primească omul două certificate de decet, unul pe care să se scrie COVID și unul pe care să nu se scrie COVID, pentru că le-ați semnat dumneavoastră. Deci, eu am fost de gardă doar în data în care trebuia eliberate certificatele. Certificatul, conform legii, la o zi după se poate elibera. A fost contactat domnul, după care l-am întrebat când dorește să ridice pe domnul. La momentul respectiv, fiind negativ. La momentul semnării primului act de la acest. Era negativ. Deci în 2 ianuarie, nu? În 2 ianuarie. A spus că renunță, că e de acord să semneze cerere de scutire de autopsie, de că renunță la orice fel de diferend legat de caz, că și-a semnat hârtia respectivă, ca dovadă noi eram în primul. Că nu are niciun fel de obiecții în privința tratamentului și diagnosticului stabilit în spital. În spital, care s-a făcut cât timp a fost internat. Arătați-o ca să fie. Așa, s-a făcut acest alt proces în care, pentru că era negativ, s-a dat că era negativ. După care, cum s-a ajuns să mai facă încă unul? Cu aceeași dată, doar cu boala schimbată? După o perioadă de timp, dânsul ne-a sunat că a primit un mesaj că domnul e pozitiv. În momentul în care lucrurile s-au schimbat, automat, conform legislației, trebuia înhumat pe cel mai scurt timp. În contextul epidemiologic. În contextul epidemiologic, având în vedere că era un vârf aproape epidemiologic. Dânsul, când a ridicat cadavrul, a semnat că se ocupă de restul funerarilor. I s-a explicat că trebuie să-l înhumeze cât mai repede posibil. S-a ajuns la situația că respectivul caz trebuie raportat. Absolut. Deci nu puteam să nu-l raportăm. Ca să raportăm, trebuia efectuat ceva. S-a făcut. Dar nu puțin. Ați predat cadavrul în baza primului certificat, nu? Fără COVID. Fără. Și a dus mortul acasă. Nu, la capelă, nu? N-a intrat în contact cu nimeni, lucrurile au evoluat foarte și repede. După aceea ați constatat că are COVID. Dar procedura care? Atunci când cineva moare în spital, se face un nou test pentru a vedea dacă... Sau care e procedura? De prima dată s-a constatat că nu avea și doar s-a constatat că avea. Testul era în lucru. Testul a venit mai când ați aflat că e în lucru, testul? Noi am aflat de test de la dânsul. Dar când s-a făcut testul? Dar când s-a făcut testul, asta e? Înainte să moară sau după? Înainte să moară. Testele nu se fac post-mortem. Testele se fac în timp... Pacientul a fost... Deci era spital pacientul. Pacientul a fost transferat la reanimare în ultima zi. Ianuarie. Păi era negativ când a fost... Nu. Deci s-a internat cu test negativ. Da, doamna manager. Din 21. Exact. Și după aceea? În data de 1 s-a recoltat un nou test. Deci pe întâi, când a revoltat un nou test și dânsul când a decedat... A decedat la seara la 8, dar dimineață bolnavul a fost în ATI, așa, și s-a luat colegii de la ATI, au... Deci spitalul i-a făcut... Și practic era tot testul un lucru, că de fapt asta e povestea. Eu am ajuns la spital, am știut de acest test negativ, am considerat că pacientul poate fi eliberat, apoi, pacientul a mers la capelă. Da. Dar știați că s-a făcut test pe întâi. De ce n-ați așteptat rezultatul? Bine, cred că nu se poate, pentru că dacă între timp dânsul a decedat... Nu am știut. Păi nu. Nu am știut în acel moment că s-a recoltat că s-a recoltat cel de-al doilea test. Dar cine știa? Familia niciun caz, pentru că n-a avut acces în spital. Deci tot spitalul știa, nu? Bineînțeles. Sau cum? Cum e doamna Rădăniță? Medicul ATI care a recoltat. ATI? Da. Și nu m-a anunțat? Nu.
Și cum ați aflat de la familie? Așa ați spus. Ne-a sunat domnul, ne-a sunat că... că ne-a sunat că a primit un mesaj și că rezultatul este pozitiv. Atunci domnul doctor m-a sunat pe mine, ca medic anatomopatolog. Eu am considerat necesar să verific dacă pacientul a ajuns la capelă și să rog firma de pompe funebre să meargă să sigileze sicriul, având în vedere că nu puteam... în contextul epidemiologic actual, să-l lăsăm la capelă, pentru că încercăm să prevenim răspândirea bolii, da? Atunci, în fața familiei, pacientul a fost ridicat și adus la morgă până a doua zi. Familia știa unde se aduce pacientul, familia a fost de acord cu acest lucru, pentru și ulterior, în cea de-a doua zi, pacientul a fost înmormântat conform protocolului COVID. Deci în momentul în care am aflat de acest test că este pozitiv, am demarat acțiune pentru protocol COVID. Deci să înțelegem, în spital s-a făcut recoltarea pentru pe întâi, da, ziua morții. Da. Nu s-a anunțat că este un test în lucru. Da. Deci, testul este la 75 de kilometri distanță, deci nu are nicio treabă. Spitalul știa că s-a făcut testul, trebuia să aștepte rezultatul fără să puneți familia pe... De fapt, aici a fost cumva neclaritatea. Și au apărut două certificate de deces. Deci certificatele nu sunt două. Sunt două. Cum spuneți că nu sunt două? Deci unul este în completarea celuilalt, da. Nicio instituție, instituția nu poate primi două certificate. Sunt puse atașate. Deci ca completare a unui diagnostic etiologic. Diagnosticul este pneumonie cu pleurezie. În ce zi va veni rezultatul? În cadrul bolii afectării COVID, venind rezultat pozitiv. În doi. Certificatul este cu data de 1. 7 pe 1, cum să nu? Cele două sunt cu același număr de înregistrare, cu aceeași dată. Cu aceeași dată de 2 ianuarie. Nu? De 2 ianuarie. De 2. Uitați-vă mai bine. Dacă testul a venit pe 2, cum ați completat pe 1? Data decesului este 1. Certificat. Eu vorbesc de certificat de constatare a decesului. Deci este o sincopă a spitalului. Nu, doamna manager. Nu? În 2 ianuarie 2021. Data decesului este pe 1 ianuarie. Să facem de pas și vom ajunge la o concluzie. Cine a greșit, vă spun. Deci, având în vedere contextul epidemiologic și multe alte lucruri s-au întâmplat din cauza impactului psihologic, probabil, destul de marcat al pandemiei. Mulțumim frumos! Dar al doilea certificat, în ce dată s-a emis? Tot în 2. Deci e o completare. Nu este al doilea. Nu este un al doilea. Completare. Sunt două exemplare cu același număr. Dar tu de ce? Scrie undeva că este o completare? Nu. Scrie, s-a făcut o cerere către administrația locală să completeze pentru completarea diagnosticului. Dar de ce dispare hipertensiunea de pe al doilea? Da, hipertensiunea este la întrebarea, deci este la punctul de, la antecedente personale care nu are o semnificație prea mare. Deci este o completare doar a diagnosticului etiologiei COVID pentru în cazul în care cineva intenționat să verifice dacă de ce a fost înmormântat prin protocolul COVID, să existe dovada că domnul a fost COVID pozitiv. Deci atunci și noastră cum a COVID și celelalte să nu le mai trece, nu ștergeți din ele față de primul, dacă e completare la primul. Deci, doamnele de la administrația, astea se notează doar diagnosticul C. Nu, vorbim de constatat, certificatul din sunt mai multe litere. Este A, B, C, D. Ele notează doar diagnosticul notat de la litera C. Întrebarea mea era la certificatul semnat de dumneavoastră, nu de cele la primărie.
Nu certificatul de deces, certificatul al doilea constatator. Nu are nicio importanță. Deci este doar o afectare din trecut, care fără impact asupra bolii. Nu spun și noastră numele, vă rog. Tata Chiandreia. Și funcția? Medic anatomopatolog. Și noastră? Moldova Noares, medic de specialist medicină. Mulțumim. Are, cred că, nu știu dacă au afectat cu ceva pe domnul reclamă. Nu bine, Ponas, nu-mi consideră situația epidemiologică. Ca și înmormântare. A luat, a luat pe cineva, a stat cu el, după care a aflat că este covidat. Asta a fost, adică el cumva asta încearcă să vadă. Cum de s-a putut să îi se dea acasă un om mort care după care... Și cum află el că tatălui este covidat și nu află de la spital că este covidat? Ce s-a întâmplat acolo? Și a luat covidul din spital. Până urmă, că a intrat în spital fără covid, nu? A fost testat. Nu numai aici. Peste tot. Da, e o situație. Este, este, este. Fie. Și eu am trecut prin așa ceva. Este. Și care este procedura pentru acele certificate? De se face completare sau... Așa este protocol, așa e legal. Că e prima oară când auzim o variantă de acest fel. Deci noi trebuie. Deci cererea, dacă nu era aprobată, înseamnă că nu e legal. Deci am dacă făcut o cererea completare. A fost aprobată, înseamnă că e legal. Aprobată ce... de cine? Sau ce cere? Ce ziceți? Deci a fost acceptată la... Deci noi nu am făcut nimic pe ascuns, am anunțat și starea civilă. Am anunțat, civilă, anunțat imediat că... și menetul. Și... Deci în momentul în care am aflat de acel rezultat, am anunțat că avem o problemă. Cazul trebuia raportat, mi se pare normal să raportăm. Că... Și nu noi am decis că e COVID pozitiv. Deci în urma unui păi rezultat da, dar spitalul pozitiv, trebuia să afle primul, nu? Pe normal. Oricum el dă s-o afla primul. Păi asta e partea ciudată, de ce afla domnul oricum primul și nu spitalul? Oricum afla înaintea noastră. Așa pentru e că... procedura de multe ori. Bolnavii de pe secție primesc mesaj înaintea spitalului. Dar de ce nu anunță de să fie spitalul? Pentru că nu știu așa, să vă spun. Să fie linia directă. Dar mult mai repede primesc mesaj bolnavi. Bun, dar în cazul ăsta trebuia să țineți aici, în spital, să nu-l dați familie. Până nu venea rezultatul, nu era normal să fie așa. Cineva de la ATI trebuia să amenințe că a făcut un test și este în așteptare. Ați mai avut cazul de genul acesta? Nu, noi. Deci dacă din media aflăm și noi. Au fost de cu 5 zile cu un schimbat venit COVID de venit cazul normal. Îl duci, închiriezi capelă, faci să răcustă la poză, cum? Toată lumea face să răcuste la poză, în, da? Având în vedere că pacienții sunt COVID. Deci toți cei pozitivi au un protocol de urmat. Mulțumim.